Mă gândeam chiar de săptămâna aceasta, câteva zile în urmă, că astăzi o să fie mai puțin și la ora 12 o să fie gata și predica. Dar slăvit să fie Domnul, căci Dumnezeu a trimis har, a deschis inima fraților și fie prin cântări, fie prin poezii, ne-am întărit inimii de ziua de astăzi aici, în locul acesta. Slăvit să fie Domnul. Amin. Încă de la început, dacă am fost foarte atenți, chiar când s-a început programul de ziua de astăzi, spunea fratele Viorel, n-am vrea numai să spunem despre Hristos. N-am vrea numai să cântăm despre Hristos. Noi am vrea ca să-L simțim aici. Și eu cred că l-am simțit. Eu l-am simțit. Nu știu, dumneavoastră, cum ești, dar în ziua de astăzi Duhul Sfânt a fost prezent aici, fie în rugăciune, fie în cântare. Am simțit că Dumnezeu îi iubește. Chiar de la primul îndemn ne-a arătat Dumnezeu și ne-a spus prin cuvânt unde trebuie să privim noi. În urma noastră să nu privim la greșeală, la păcat, să privim la Cel care biruiește și care ne-a scos din atâtea probleme deosebite. Să privim țintă la Hristos. Și s-a mai spus că și noi trebuie să stăm pe loc, căci însuși Dumnezeu va lucra și va lupta pentru noi. Credeți lucrul acesta? Amin. Slăviți să fie Domnul. Și ni s-a spus că atunci când vom fi în cuptor, atunci nu vom fi numai noi. Pe lângă noi va mai fi cineva. Și acela este Iisus Hristos. Slăviți să fie El. Și ni s-a mai spus încă ceva. Că și noi trebuie să ne rugăm unii pentru alții, să vechem unii pentru alții când suntem în nevoie și când suntem în necaz și în suferință. Ce cuvinte minunate! Poate ar fi nevoie de un salut scurt în ziua de astăzi, după cuvintele care s-au spus. Dar totuși aș vrea să citesc un singur verset. Rămâneți așa. Capitolul 4, 1 Petru. Versetul 7 spune în felul următor. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțeleți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Amin. La cuvântul acesta m-am gândit în ziua de astăzi, pentru că textul este mai lung. Citiți-l acasă. Timpul este înaintat. 1 Petru, capitolul 4, de la 1 la 11. Și sunt mai multe lucruri aici și m-am oprit la versetul acesta, sigur s-ar putea vorbi mult, s-ar putea vorbi și din versetul 8 despre dragoste, s-ar putea vorbi din versetul 9 despre primirea de oaspeți, s-ar putea vorbi despre noi, despre vorbirea noastră, să vorbim cuvintele lui Dumnezeu, multe lucruri se poate vorbi din textul acesta. Dar m-am oprit în ziua de astăzi la cuvântul acesta și la versetul acesta 7, care spune așa de frumos, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos nu numai că a venit pe pământul acesta și ne-a vindecat, nu numai că a făcut multe minuni, El a venit cu un scop mult, mult mai precis. Și scopul Lui a fost acesta, să învețe, să ne dea învățătură. Și printre învățăturile Domnului Iisus Hristos a fost și lucrul acesta, veghere. Veghere. Noi trebuie să veghem. Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor în grădină, de nenumărate ori le-a spus lucrul acesta, rămâneți aici și vegheați, spunea, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Iar la rândul său, Apostolul Pavel, Apostolul Neamurilor, a venit și le-a spus multelor biserici, le spunea bisericii din Colos, stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Iar bisericii din Efes spunea, faceți tot felul de rugăciuni, vegheați la aceasta cu stăruință. Iar bisericii din Tesalonic spunea, să nu dormim, să veghem și să fim treji. Iar Corintenilor le spunea, vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni și întăriți-vă. Și Domnul Iisus Hristos spunea unei biserici din Sardes,
veghează și întărește. Ce rămâne care e de moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea lui Dumnezeu. Iată, dragii mei, cât se vorbește în Sfânta Scriptură, în Noul Testament despre veghere, mult. Multe versete avem. Este vremea, este un timp când poporul lui Dumnezeu, când mireasa lui Hristos, trebuie să vegheze. Dar nici Apostolul Petru nu se lasă mai prejos. Și vine și ne spune în epistole sale subornicești și spune versetul acesta: fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Dragii mei, dar ce înseamnă lucrul acesta? Ce înseamnă a veghea? Ce importanță are lucrul acesta pentru noi creștini? Pentru noi copiii lui Dumnezeu care stăm în casa lui Dumnezeu? Pentru noi care suntem mântuiți lui Hristos? Ce importanță are lucrul acesta? Cum trebuie să veghem și la ce trebuie să veghem? Vegherea este asta treazmă. Vegherea înseamnă să fii un străjer. Să fii un străjer. A nu dormi, a sta la căpătâiul unui bolnav, de exemplu. Asta înseamnă veghere. A fi atent, să păzești ceva important. Să ocrotești ceva important. Asta e veghere. Asta e veghere. Domnul Iisus Hristos, în lucrarea sa principală pe pământ, vine și ne spune, printre minunile și vindecările, așa cum ne-a spus la început, vine și ne dă învățătura aceasta minunată. O învățătură care nimeni altul nu învăța așa. Se mirau toți. Se mirau cărturarii, fariseii, iudeii, bătrânii. Toți se murau, se minunau. Cum de are el o învățătură așa de minunată? El învăța cu putere. Pentru că era om, dar era Fiul de Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și toți se mirau și îl numeau Rabi, care înseamnă învățător. Și el avea cuvinte minunate. Nimeni altul nu putea spune ce spunea el. Nimeni altul. Fie apostol, fie proroci, fie învățător, nimeni n-a putut să spună ce spunea Domnul Iisus Hristos. El spunea: veniți la mine. El spunea: eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt lumina lumii. Eu sunt pâinea venită din cerul ca să dea lumii viață. Eu sunt vița. Eu sunt viața. Eu sunt învierea. Eu sunt înainte de Avram. Astea erau cuvintele Domnului Iisus Hristos. Slăvit să-i fie numele Lui. Da. Cuvintele acestea a Domnului Iisus Hristos și nu numai a Lui, cineva vrea să le fure. Cineva vrea să altereze acest cuvânt. Cineva vrea să distrugă acest cuvânt. Cineva vrea să înlăture acest cuvânt. Știți cine este acesta? Satan. Satana asta urmărește. Asta urmărește. De când a fost aruncat jos pe pământ de Dumnezeu, de atunci urmărește să distrugă cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie veghere. De aceea Domnul Iisus Hristos ne spune în multe versete și apostolul ne spune de multe ori: vegheați, vegheați și vegheați. În 1 Petru, în capitolul 5, versetul 8, ascultați ce spune versetul acesta: fiți străiași și vegheați, pentru că protivnicul vostru, diavolul, dă cârcoale ca un leu, care răgnește și caută pe cine să înghită. Oare este adevărat? Da. El asta vrea să facă. Dă târcoare. Asta urmărește el. Răgnește și caută pe cine să înghită. Și dacă nu veghem, și dacă nu stăm în veghere, cu siguranță ne va înghiți. Ne va înghiți. Dar să-i mulțumim Dumnezeu pentru că suntem prezenți în casa Lui în ziua de astăzi. Și numai datorită Lui și jertfe Lui mai suntem aici. Haideți să mergem mai departe și să vedem câteva lucruri la ce anume trebuie să veghem. Am văzut ce este vegherea. Vegherea v-a spus ce este. Și știți și dumneavoastră ce este vegherea. Dar să vedem la ce trebuie să veghem. Și ne spune primul în versetul care l-am citit: fiți înțelepți, dar și vegheați în vegherea rugăciunii. În primul rând, frații mei, noi trebuie să veghem
asupra rugăciunii noastre zilnice, zilnice. Fie în casa noastră, fie în odăița noastră, fie în casa lui Dumnezeu, fie pe stradă, fie la locul de muncă, pentru că sensul original în limba greacă este vegheați rugându-vă. Vegheați rugându-vă. Tot timpul, tot timpul să avem în gândul nostru rugăciune. Tot timpul să vedem asupra rugăciunii. Haideți să vă spun o întâmplare. Știu că ne plac întâmplări. Era un bătrân, un proroc bătrân, care nu mai vedea, ochii lui se întunecase la bătrânețea lui și nu mai vedea. Și într-o zi, un om se întâlnește cu el. E vorba de prorocul Ahia și împăratul Ieroboam. Atunci când omul acesta ajunge împărat peste Israel, peste 10 seminții din Israel, îi se îmbolnăvește un copil care se numea Abia. Și omul acesta și-a adus aminte că într-o zi când a ieșit din Ierusalim, s-a întâlnit cu un nou comproroc pe câmp. Pe câmp. Și omul acesta l-a oprit și avea o haină nouă pe el, a luat haina și a dat-o jos de pe el și a rupt-o în 12 bucăți. Și a spus, ia 10 bucăți, Ieroboam, pentru că tu vei fi împărat peste Israel, peste 10 seminții. Și așa a fost. Așa s-a întâmplat. Și după mult timp, omul acesta, Ieroboam, ajunge în păcat, păcătește și spune cuvântul că a făcut așa de rău, că n-a făcut nimeni înaintea lui, cum a făcut el. A dus poporul la idolatrie, le-a făcut viței, la Betel, la Dan, ca să se închine, să nu se mai urce la Ierusalim. Și a păcătuit. Și Dumnezeu nu i-a plăcut lucrul acesta. Și îi se îmbolnăvește copilul și își aduce aminte că odată s-a întâlnit cu un proroc care i-a prorocit și s-a întâmplat lucrul acesta și i-a zis soției lui, du-te la omul acesta, dar schimbă-ți hainele. Nu te duci așa cum de să nu te cunoască. Și ia 10 pâini, ia niște turte, ia o vas cu miere și du-te la el și treabă despre copilul nostru. Dragii mei, ce vreau să vă spun? Omul acesta era un bătrân care nu mai vedea. Putea să nu mai cunoască și nu mai cunoștea. Dar Dumnezeu s-a dus înaintea soției lui Ieroboam. Pentru că omul acesta, știți ce făcea? Omul acesta era un vegheator. Omul acesta veghea. Chiar dacă era bătrân, chiar dacă nu mai vedea, veghea. Ziua și veghea și noaptea. Și atunci când stai lângă Dumnezeu și veghezi, Dumnezeu te înștiințează. Slăviți să fie Domnul! Ce minunat lucru să stai lângă Dumnezeu în veghere, în rugăciune și Dumnezeu să vină să spună, uite la tine să vină cineva și să-i spui așa, așa, așa. Să-i spui așa, așa, așa. Și cuvântul spune în versetul 5 din capitolul 14 din Numărul Împărat spune, ia când va veni, se va da drept alta. Cum ziți? Asta este Dumnezeu. Tot i-a spus Dumnezeu. Când va veni, se va da drept alta. Și tu să-i spui așa și așa, i-a spus ce trebuie să-i spui. Și a spus cuvinte aspre, spune cuvântul Dumnezeu, pentru că copilul a murit. Frații mei, asta înseamnă să stăm în rugăciune. Rugăciunea ține sufletul omului într-o stare de alertă. Tot timpul să fim treji. Avertizează ce este păcat. Dându-i înțelepciune să oprească cursele diavolului. Asta face rugăciunea. Asta face vegherea. Și zic la această, Doamne, scoți niște vegheatori. Amin. Dragii mei, într-a doilea rând, Iisus ne învață că rugăciunea în veghere ne ajută să nu cădem în ispită. Un lucru foarte important. Rugăciunea, vegherea, ne ajută să nu cădem în ispită. În Marcu, capitolul 14, versetul 38, Domnul Iisus ne spune, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. De aceea trebuie să vegem, de aceea trebuie să ne rugăm, ca să nu cădem în ispită. Iar Iacob ne spune la rândul lui, ferice de cel ce biruiește ispita, pentru că el va fi găsit bun și va primi curuna neprihănirii, slăvit să fie Domnul. Ferice de oamenii aceia. E un lucru extraordinar de frumos să biruim ispita.
Pentru că satana ne ispitește, zilnic ne ispitește. David, dacă stătea în templul lui și se punea pe genunchi în odărița lui și se ruga pentru luptători aceia care au plecat, se ruga pentru Ioab, se ruga pentru cei care au plecat la luptă, cu siguranță nu cădea în ispită. Nu cădea în ispită. Dar iată că ispita și păcatul a trebuit să-i moare 4 copii. A trebuit să înceapă problemele în familia lui. Dragii mei, în Psalmul 39, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 1. Ziceam, spunea David, ziceam, voi vedea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune frâu gurii. Cât va sta cel rău înaintea mea? Ziceam lucrul acesta. Ziceam, voi vedea asupra căilor mele. Iar în Psalmul 50, versetul 23, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce vechează asupra căii lui, acela îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Acela care vechează asupra căilor, căii mele, drumului meu, este nevoie de veghere, frații mei. Al treilea lucru este acesta. Un domeniu în care se cere veghere este relațiile de părtășie frățească, care s-au amintit și ziua de astăzi. Și e foarte important. Și am să proposez mai mult la punctul acesta. Pentru că simțim nevoia. Simțim nevoia, căci trebuie să avem mai multe relații între noi și mai bune. Sunteți de acord? Se vorbește mult despre iubire, despre dragoste. Dar parcă când e vorba să iubim noi, așteptăm ca alții să ne iubească. Când e vorba despre dragoste, despre iubire, așteptăm ca alții să ne iubească, alții să tacă. Noi să vorbim. Dar Domnul Iisus Hristos în ziua de azi vrea să ne dea o lecție. El vrea să ne învețe ce este dragostea. Ce sunt relațiile între frați. Dragii mei, în Evrei, capitolul 10, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Să vedem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să vedem unii asupra altora. În vederea dragostei. În vederea faptelor bune. Apostolul Pavel ne învață lucrurile acestea. Și spune mai departe, să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obiceiul, ci să îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cât vedeți că ziua se apropie. Sigur, aici, care părăsesc adunarea, sunt mulți care părăsesc, care nu mai vin deloc. Că lipsește o duminică, sau lipsește o joi sarea, sau o marți sarea, sigur. Sunt motive. Locuri de muncă, bolnavi, probleme. Dar, spune versetul 24, să veghem unii asupra altora. Noi trebuie să descoperim modalități prin care am putea să încurajăm pe frați să manifeste dragoste, să se angajeze în facere de bine. Asta trebuie să facem noi. Să găsim modalitățile acestea. Să ne angajăm că facem lucrul acesta. Dragostea nu este o emoție. Dragostea este un act de voință. Noi trebuie să facem, trebuie să voim, trebuie să vrem să facem lucrul acesta. Citeam undeva și spunea că inimile iubitoare sunt niște grădini. Gândurile iubitoare sunt niște rădăcini, iar cuvintele iubitoare sunt flori, iar faptele bune sunt roade. Slăviți să fie Domnul, așa să fie. Dumnezeu să te binecuvinteze. Și noi trebuie să veghem asupra altora, să ne ajutăm, fie că suntem bolnavi, fie că suntem în spital, să ne căutăm, să ne vizităm, să ne întărim, când unii sunt ispitiți prin diferite pofte. Trăim pe pământul acesta. Noi trebuie să ne plecăm asupra lor. Noi trebuie să ne rugăm pentru ei. Dragii mei, în Ezechiel, capitolul 33, spune cuvântul aici, cu versetul 6. Spune, dacă însă străjerul, străjerul ce înseamnă? Vegheator. Dacă însă străjerul va vedea venind sabia, și nu va suna din trâmbiță. Deci ce datorie are străjerul? Să sune din trâmbiță. Să nu tacă. Să spui despre cuvântul lui Dumnezeu. Să spui despre Hristos. Să-L mărturisească pe El.
Să veghem asupra altora, să sunăm din trâmbiță, dacă Dumnezeu ne-a pus străjeri, și nu numai pe noi aici, pe toți ne-a pus străjeri, toți suntem niște străjeri, toți putem să sunăm din trâmbiță și spune mai departe, și nu va suna din trâmbiță și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi viața pe unui om, omul acela va peri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului. Of! Of, ce cuvinte aspre! Frații mei, ar trebui să ne dăm bine seama care e datoria noastră. A fiecăruia din biserica noastră. A fiecăruia. Nu numai celui care este în comitet, nu numai păstorului. Fiecare avem datoria aceasta să sunăm din trâmbiță. Când vedem păcatul lângă noi, când vedem păcatul la fratele nostru, să-i spunem și la rândul lui el să nu se supere, pentru că nu-i vrem rău. Vrem ca toți împreună să avem viață veșnică. Asta e dorința noastră pe pământul acesta. Ai altă dorință? Pentru ce ai venit în locul acesta? Vrei să fii mântuit împreună cu Hristos? Amin! Amin. Alt cuvânt, în Isaia 62 spune, pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Voi care aduceți aminte Domnului de El, nu vă odihniți deloc. Nu este vreme de odihnă. Nu este vreme de a țipire. Nu este vreme de a căsca. Nu este vreme, fraților. Este vremea să sunăm din trâmbițe. Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri care trebuie să sune. Trebuie să vorbească, trebuie să strige, trebuie să se roage, trebuie să facă lucrarea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pentru lucrul acesta. Da, există un lucru care îl găsim în Ieremia, în capitolul 6. Și spune aici cuvântul Dumnezeu, în capitolul 6, versetul 16, și spune, vorbea Dumnezeu poporului Israel. Și spune, așa vorbește Domnul, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi. Care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Ce cuvinte minunate! Cum ne îndeamnă Domnul Iisus Hristos? Cum ne îndeamnă Dumnezeu? Stați în drumuri, alegeți cărarea cea bună, mergeți pe calea cea bună, care este Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Dar ei răspund. Nu vrem să umblăm pe el. Nu vrem. Încăpățânare. Bat jocură. Stăteam de vorbă cu cineva mai câteva luni în urmă și îmi întreba, de ce nu vii la adunare? De ce nu vii la casa lui Dumnezeu? Nu vin pentru că mă simt bine în pielea mea. Răspuns de bat jocură. Frate botezat, frate tânăr, va veni o zi când toate cuvintele noastre vor fi trase la răspundere în fața Marelui Judecător. Și spune mai departe, am pus niște străjeri peste voi, fiți cu lor aminte la sunetul trâmbiței, dar ei răspund. Nu vrem să fim cu lor aminte. Nu vrem. Și atunci ce putem să facem, frate? Ce e de făcut? Vine Apostolul Pavel și ne spune în Galateni, capitolul 6, versetul 1, spune, dacă cineva, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești să-l ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuși ca să nu fii ispitit și tu. Eu m-am gândit mult la versetul acesta. Sigur, asta trebuie să facem. Să o frate când cade în greșeală, când cade în păcat. Voi, noi care suntem duhovnicești, să mergem, să-L căutăm, să-L sfătuim, să-L îndemnăm la fapte bune, să vină înapoi la casa lui Dumnezeu, să se împace cu Hristos din nou. Dar ultima parte a versetului mi-a dat mult de gândit. Și spunea, ca să nu fiți ispitiți și voi, băgați-i seamă. Cum vine lucrul acesta? Eu ca și duhovnicesc, eu dacă mă duc la fratele meu și vreau să-l ridic, vreau să vină înapoi la casa lui Dumnezeu, cum voi fi ispitit? Și am găsit un răspuns. Poate sunt mai multe. Dar am găsit un răspuns. Cineva m-a chemat
săptămâna trecută, sau aia de săptămâna, nu mai știu bine, o soră, m-am întâlnit prin Alcanda și mi-a spus, frate Gagea, haide să spun la noi acasă, eu am mai fost cu familia asta, e mai multe, familie tine. Pentru că soțul nu vine la biserică. Și nu știu foarte bine. Și m-am dus. Și știți ce i-am spus? Eu nu pot să vin după tine, eu îți dau nici sfaturi bune, eu te îndemn, eu spun cuvântul lui Dumnezeu, dar eu nu pot să vin după tine în discotecă. Nu pot. Eu nu pot să vin după tine în bar, să te scot afară din bar, nu pot. Și știți care este cuvântul acesta? Voi care sunteți duhovnicești, care Dumnezeu v-a scos din păcat, din nelegiuire, am fost niște oameni păcătoși și noi. Poate și noi am mers la discotecă. Poate și noi am mers la un meci de fotbal. Poate și noi am mers la un restaurant. Și am avut patima aceasta. Și acum, dacă omul acesta are patima aceasta și eu sunt un om duhovnicesc, Dumnezeu m-a scos din patima aceasta, eu trebuie să fiu foarte atent unde mă duc. Eu nu mă pot duce din nou în discotecă să-l scot pe el și să cad în ispită. Cad în ispită acolo. Acolo unde e destrăbălare. Mă duc chiar acolo unde, de unde m-a scos Dumnezeu. Mă duc chiar în restaurant să-l scot pe omul acesta și Dumnezeu m-a scos de acolo. Eu nu mai am ce căuta acolo. Pentru că am avut patima aceasta a beției sau a fumatului sau știu la ce. Eu nu mă mai duc acolo. Orice s-ar întâmpla. Și cred că acesta este cuvântul. Băgați seama. Băgați de seamă. Voi sunteți duhovnicești. Mergeți și-l scoateți și vă rugați pentru el și-l îndemnați. Dar vedeți să nu cădeți în ispită din nou. Să nu mă duc la el, să stai în fața televizorului, să vadă un meci de fotbal și eu mă duc să-i spun, frate, nu-i bine, nu-i bine. Și fratele îi spune soției, haide și la fratele Gagea o cafea și un suc și mă așez pe scaun și mă uit la a doua repriză și eu. Asta, am căzut în ispită. Am căzut în ispită, fratele. Asta e. De aceea îi spune Pavel, aveți foarte mare grijă să nu cădeți și vă ispită. Dragii mei, relațiile de părtășie între noi sunt foarte importante. Sunt foarte importante. Atunci când poporul Israel a păcătuit, spune Dumnezeu, când Iosua, când a trebuit să se întoarcă din cetatea aia, o cetate mică, s-a întors înapoi pentru că a fost bătuți și a trebuit să moară 32.000 de oameni. Și Dumnezeu îi spune lui Iosua, nu te mai așeza pe pământ, nu mai sta cu fața la pământ, nu mai ține și ia hainele de pe tine, pentru că poporul a păcătuit. Cine a păcătuit acolo? Un singur om, Acan, a păcătuit și din cauza lui, Dumnezeu n-a mai dat biruință, poporul a trebuit să stea pe loc. N-a mai putut să lupte din cauza unui om, dar când sunt atâtea păcate, cum să lucreze Dumnezeu? Cum să lucreze Dumnezeu? Un alt motiv care se cere să vedem este că Iisus se va întoarce cu lui. Venirea sa să nu ne surprindă, nu pregătiți. Trebuie să vedem. Venirea Lui este aproape, fraților. Tot ce ne spune. Tot ce ne înconjoară ne spune lucrul acesta. Că venirea Lui Iisus Hristos este aproape. Pavel spunea, nu puțin dor. Nu puțin dor. Înseamnă că mulți, mulți dor. Noi trebuie să-i dăm de lucru sufletului, trebuie să-i dăm de lucru trupului. Trupul totdeauna când o să-l punem în mișcare și o să-i dăm să aibă activitate, să aibă lucru, să aibă ce face, cu siguranță nu adorme. Nu adorme. Ați văzut vreun om lucrând, dormind? Nu. Dacă îi dăm activitate trupului, atunci trupul nu adorme. Așa este și sufletul. Să-i dăm activitate, să-l punem la rugăciune, să-l punem la citirea cuvântului, să-l punem la post. Este foarte greu. Este greu. Dar încercați. Încercați să-i dăm de lucru și atunci, cu siguranță, nu se adorme. În Matei, în capitolul 24, versetul 3, se punea o întrebare acolo, despre de ucenici. Și el a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și când va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestui. Iată, își punea întrebarea. Când va fi sfârșitul? Când va fi? Și oare Domnul Iisus a dat răspunsul? A dat. Și nu unul. A dat multe răspunsuri. Dragii mei, sigur, cu siguranță va fi un sfârșit. Dar noi, în urmă cu câteva zile, cu câteva săptămâni, în urmă o familie, am stat de vorbă cu ei și
erau așa agitați și parcă au intrat un pic de frică în ei, pentru că s-au uitat pe internet și a auzit un evreu cum predică și spunea că în decembrie 2012, 12, la 12, 2012, cam așa ceva, va fi sfârșitul lumii. Și erau puțin agitați. Și le-a spus, bă, fraților, nu vă mai uitați pe internet. Nu vă mai uitați. Uitați-vă la Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos a dat multe răspunsuri. Când va fi sfârșitul? El mi-a spus. Pentru că nu știe nici el, numai Tatăl știe, nici îngerul, nici cerul. Nu știe când va fi sfârșitul, pentru că noi, ca și creștini, ca și copii al lui Dumnezeu, noi nu așteptăm sfârșitul lumii. Așteptați sfârșitul lumii? Eu nu aștept. Eu aștept o persoană. Eu aștept un împărat. Eu aștept un Mântuitor. Eu cred că și noi o să așteptați acest împărat. Slăviți să fie Domnul. De aceea trebuie să fim pregătiți. Trebuie să veghem. Pentru că sfârșitul va veni. Va veni. Dar noi trebuie să veghem. Și Domnul Iisus Hristos dă câteva răspunsuri aici, la ucenici. Când va fi sfârșitul? Și le spune în Matei, capitolul 24, versetul 42. Spune, vecheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Iată. Vecheați. Foarte simplu. Nu știți. Și în versetul 44, de aceea și voi fiți gata că Fiul omului va veni în ceasul în care voi nici nu vă gândiți. Iar dacă mergem mai departe, 25 cu 13, spune, vecheați, dar căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Iar Luca ne spune 21 cu 8, spune, vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vremea se apropie. Vremea se apropie. Va veni Domnul Iisus Hristos. Fapte 1 cu 7, nu este treaba voastră. Iată ce răspuns clar. Ce răspuns frumos. Nu este treaba voastră. Nu-i treaba noastră lucrul acesta. Treaba noastră este să vechem, treaba noastră este să ne pocăim. E nevoie de pocăință. Să ne apropiem de Dumnezeu, să ne apropiem unii de alții în relațiile zilnice. Asta e treaba noastră. Iar Domnul Iisus Hristos spune în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3, vremea este aproape. Apocalipsa 3, 11, eu vin curând. Apocalipsa 22, 12, iată, eu vin curând. Iată, câte răspunsuri ne-a dat ucenicilor. Câte răspunsuri ne dă și nouă astăzi. Când va veni El, nu știe nimeni. Nu faceți calcul. Nu faceți socotel. Noi trebuie să fim vegheatori, să fim treji, să fim vigilenți, să fim atenți. Să fim cu ochii în patru. Nu. Asta trebuie să facem în frate. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dragii mei, vreau să mai spun un lucru. Este un motiv în care unii nu veghează. Nu mai vreau să vegheze. Știți de ce? Este un verset de 2 Petru, capitolul 3, versetul 4. Doi Petru, și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau, de la începutul zidirii. Ăsta e un motiv pentru unii care nu mai vreau să vedeți. Și vor zice, unde este făgăduința? Pentru că tot aproape și aproape și aproape. Și unii s-au descurajat. În ziua de astăzi, vreau să vă spun căci în Ezechiel, în capitolul 12, versetul 22, vrem să citim și acesta. Ezechiel 12 cu 22. Fiul omului, ce înseamnă acest cuvânt de bajocură pe care îl întribuințez în țara lui Israel? Zilele se lungesc și toate vedenile rămân neîmplinite. Ce este acesta? Un cuvânt de bajocură. Să nu mai folosim cuvânt. Să fim oameni vegheatori. Și în final vreau să vă spun că avem nevoie noi, ca și creștini al Dumnezeu, ca și copii al Dumnezeu, în vremuri ca acestea, când vremea se apropie de sfârșit, când Domnul Iisus Hristos este aproape să vină, noi avem nevoie de o veghere zilnică. Veghere zilnică. În Proverbe, capitolul 8, versetul 34, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Ferice de unul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele. Ferice de omul acesta care veghează zilnic. Noi avem nevoie zilnic de veghere asupra trupului nostru,
tot trupul nostru. Asupra gândurile noastre, ne spune, în fapte, spune atunci când Petru vorbea cu Anania, spunea, cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? Este nevoie să vedem. Gândurile se nasc. Dacă nu vedem, vin din partea vrăjmașului. Asupra ochilor noștri trebuie să vedem. Proverbe 4:25 spune, ochii tăi să privească drept și plopele tale să caute drept înaintea ta. Ochii tăi să privească drept spre țintă. Să privim spre Dumnezeu. Ochii noștri să nu privească în altă parte. Să vedem asupra ochilor noștri. Să vedem asupra buzelor noastre. Proverbe 8:6-7 spune, buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Doamne ajută-ne! Amin. Buzele mele atunci se deschidă. Când îmi dau învățături bune. Atunci se deschidă. Când nu dau învățături bune, când îmi vin gânduri rele, buzele să nu se deschidă. Gura să nu se deschidă. Să stau mut. Mai bine să stau mut, dar să nu vorbesc cuvinte care nu-i plac lui Dumnezeu. Buzele mele să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Asupra picioarelor mele. Psalmul 26:12. Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă. Voi binecuvânta pe Domnul în adunări. Slăviți să fie El. Piciorul meu să stea pe calea cea dreaptă. Asupra mâinilor mele, Psalmul 26:6. Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjor altarul Tău, Doamne. Așa să înconjurăm altarul lui Dumnezeu. Ne spălăm mâinile, ne ridicăm mâini curate, cum spunea Pavel, fără mâinile și fără îndoiere. Și dacă mâinile noastre mai sunt mânșute, mai sunt murdare, să rugăm pe Dumnezeu să ne spere. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și asupra inimii noastre este nevoie de o veghere. E foarte importantă, spunea Pavel, 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5, spune, ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Dumnezeu să ne ajute. Dragii mei, este foarte important plecarea noastră spre drumul veșniciei. Este foarte important atunci când ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Este foarte important plecarea noastră, direcția nebună. Dar spune Domnul Iisus Hristos și ne cheamă, veniți la mine, asta înseamnă mântuire, înseamnă siguranță, înseamnă a crede, a primi, a mânca, a bea, a privi. A te apropia de El. Asta înseamnă. După aceea Iisus ne învață să spune, învățați de la mine. Asta înseamnă sfințire, plinătate. El ne îndrumă pe căile sale. După aceea ne cheamă și spune, veniți după mine. Asta înseamnă a te lepăda de eu-l tău. Să mori față de păcat. Și urmați-mă pe mine. Dar cel mai important lucru l-am găsit în cuvintele Domnului Iisus Hristos. În Ioan 15, în versetul 4 și versetul 7. Și vreau să citesc cu aceasta, vreau să închei. Ascultați ce spune. Cel mai important lucru este rămâneți în mine. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos ne-a chemat. Am acceptat. Am plecat pe calea pocăinței. Am plecat pe calea aceasta îngustă. Am intrat pe poarta aceasta îngustă, care este Domnul Iisus Hristos. Dar cel mai important, să ducem crucea până la cap. Să rămânem în Hristos. Versetul 7. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.